Băi, fraților, nu știu cum am ajuns în acest loc, dar da, hai să ies afară totul, să văd și eu ce aș putea să fac. Mă, ce faci, Mocta, aici? Bă, nu știu, am găsit și eu cartea asta, ia vezi, uite-te prin ea. Ce să fă, mă? Ia să citesc. Mă, ce mă ăsta, de ce m-ai băgat într-un... Adică, stai puțin, eu eram în joc în Minecraft și tu m-ai băgat aici într-un dăsta și ce eroare e asta? Doar intră să vezi tu despre ce este vorba. Ok, sper să nu fie virus, da? Nu e virus, nu e. Ok, ok, hai să vedem, mamă, deci hai să vedem, deci mai e foarte puțin. Bă, de ce râs? Mă, ce ăsta? Poți să-ți folosesc dacă vreau, poți să-ți umblu prin toate fișierele să văd ce ai tu ascuns pe... Mă, Octa, ce domnule tu mi-ai dat aici? Rafa, doar de single player. Bă, stai puțin, bă, mi s-a blocat ăsta aici. Stai, bă, ok. Nici măcar nu poți să iei. Ce e aici? Mă, fraților, doamne, uitați-vă, bă, ce e ăsta, e malefic single player New World. E o hartă deja făcută? Bă, eu le-am făcut așa ceva. Bă, ce e ăsta? Mamă, să intrăm, dați like dacă vrei să intrăm. Ok, sper că ați dat like, sper că ați dat like să nu se întâmple nimic. Bă, ce, doamne, iartă-mă, e ăsta. Bă, ce sunt? A, e o lume normală. Ok, bun, bă, dar aici, de ce arăt așa și de ce, doamne, iartă-mă, e asta? Adică, eu nici măcar nu mă văd de ținta asta, mă, fraților. Doamne, iartă-mă, mă, ce e asta? Eu o oaie aici, dar de ce s-aude sunetul ăsta de fundal așa ciudat și de ce scrie Minecraft acolo eroare și gen... Ce se întâmplă aici jos? Bă, ce e ăsta? Ok, da, bă, de ce se uită oaia asta? Bă, ce mă aud? Bă! De unde mă aud? Bă! De ce mă aud așa? Mă, ce se întâmplă aici? Bă, oameni buni, nu-mi vine să cred! Octa, mai ești cu mine pe fir? Octa? Nu mai Octa. Bă, da, nu pot să spar, dar să spar ce greu parcă mi se pare. Ok, hai să văd, ok, deci sunt pe o lume de Minecraft, care e o lume foarte ciudată, dar hai să supraviețui și eu aici. Bă, asta și-a schimbat culoarea, what? Bă. Nu, bă, ce are, nu și-a schimbat nimic, ai nebunit? Ok, arată totul foarte suspect aici, nu știu, oameni, bă, ce se întâmplă, dar mie nu chiar nu-mi place, adică uitați-o, am intrat, mi-a spart timpanul acolo la început, vreau să spun treaba aceasta, dar nu știu acum, ce, doamne, iartă-mă, să afle aici, ok, bă. Bă, mamă, stai, eu nici nu știu câtă viață am, măcar nu înțeleg ce s-a făcut. Asta e chestia, jos. Nu poți să vezi câte inimi. Da, nu-mi dau seama, dar de ce, doamne, tu mi-ai dat așa ceva, mă, oameni buni, mă, ăsta e, doamne, deci, eu nu înțeleg cum am ajuns să fiu prieten cu tine, regret orice interacțiune, orice clip filmat, orice clip postat, orice lucru, mă, e blaștină aici, ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă? Blaștină? Da, o blaștină, chestii de genul, știi ce zic, adică... Ok, ar fi bine să mergem pe partea aceea și ca să mergem acolo ar trebui să ne facem o barcă și hai să ne facem, ok, hai să ne luăm, în primul rând ne luăm, cred că bărci pentru că deja avem ăla la altul și da, facem aici cât mai mult pentru că ocul nu e ok, hai să vedem, deci în primul rând ne facem ăsta așa. Bă, stai puțin, de ce nu s-a pus la același ăla? Bă, nu ai pus să mai scot, Octa? Bă, da, mă, bă, prea mult te stresezi, sincer. Păi da, cum adică să nu mă stresez, dar dacă asta nu s-a pun într-un dăla și pe lângă asta, adică n-ai văzut ce mi s-a întâmplat, mă, frate, adică m-ai băgat într-un ăsta cu eroare, m-a speriat de tot începutul ăla, adică... Doamne, mi-a spart toate urechile, adică nu înțeleg. Toate urechile? Care ureche? Ai numai două, Rafa. Păi exact, toate Rafa, urechile. Toate urechile, puteți zici, mi-a spart urechile, pur și simplu atâta, nu toate urechile. Păi, doamne, ok. Doamne, nu mai știi să vorbești română. Du-te, mă, cu barca, du-te și vezi. Dar ce te duci? Ok, nu o să întreb nici eu. Ia, vezi, verifică toată în blanștina, poate găsești ceva. Ce aș putea să găsesc, nu știu, ce ai lăsat după aia. Pe Herobrine. Ce mai? Da, nu există mai așa ceva, niciodată n-ar da, găsi. Vezi și tu lilipedurile alea care plutesc? Bă, de fapt, real vorbind... Nu feri aia. Real vorbind, bă, ce caută nu feri ăștia aici prin aer, oricum da peste ei așa. Bă, ce... Ok, bă, vedeți și voi intrarea aia pe acolo? Nu știu dacă o vedeți, dar hai să intrăm acolo. Bă! What? Ai văzut cum s-a văzut mâna? Am văzut, dar nu știu dacă ar fi un motiv pentru care ar trebui să te sperii. Bă, adică ce, vrei să spui că există motive mai... De ce să vede și eu aici? Da, cum ar fi ăsta, zice, uite-l. Mamă, vere. Da, ăsta cred că e ajutător pentru X-Ray, nu bune. A, nu s-a randat harta, mă, nu e nimic. Stai chill, Octa, stai chill, că nu s-a randat harta. Ok, opa, ia acolo ceva, vezi? Văd. Mamă, da, încerc, vreau să ajung acolo, dar nu știu pe... Ok, dar ce s-a... Da, nu-i nimic, nu-i da. Absolut nimic. Ideea este în felul următor, uite, se randează toată harta în continuu, nu știu ce, nu e încă randată, dar ar trebui ce avem eu de gând să fac. Să-mi iau o sabie, mă, fraților, da, înainte de-mi iau, da, o sabie, bă, eu, bă,
A, eu stai aici. Dar de ce mă aud câteodată? Care e faza? Mă, Octa, ce, explică și mie ce, se, ce înseamnă asta. Adică, pe bune, nu e nimic de, nu e nimic amuzant. Sincer, chiar nu e nimic amuzant. Bă, Rafa, nu știu, tu ai vrut să deschizi cartea, îmi pare rău. Păi da, stai puțin, cum am vrut să deschizi cartea? Tu mi-ai dat o carte și ai zis, ia cartea asta, mi-ai zis așa foarte, foarte lejer. Adică nu mi-ai zis nimic, gen... Trebuia să te gândești de două ori. Dacă, să zicem, dacă făceam o vrajă prin care puteai dispărea, să zicem. Puteai să mă întrebi înainte, ce cu cartea asta, ce ai deschis-o instant. Da, până cum făceam o vrajă? Voiam să zic fix înainte să o deschizi, dar tu ai deschis-o înainte. Oh, ok, în fine, în fine. Hai să mă bat, bă, ideea e că, bă, explică și mie și ce ar trebui să fac eu aici, că nu înțeleg. Bă, să explorești tu lumea asta plină de erori și blesteme. Erori și blesteme, eu nu văd nicio eroare pe aici, sincer, adică nu știu ce erori vorbești. Singura, tu, Rafa, ce mai probabil ar fi... să, nu știu, să găsești pe cineva acolo. Unde? În chivul ăla. Unde acolo? În chivul ăla. Unde, unde acolo? Unde, în peștera aia unde te-ai uitat tu. Nu cred. Nu aici. E cineva pe bune? Bă, eu așa cred, da. Du-te nu aici. Cred că lângă era. Mă rog, cred că e aceeași peșteră, da. Du-te. Bă, stai puțin că deja mi-e frică. Bă, de ce nu se rantează harta asta? Bă, ce acolo? Ba, nu e culoare nu. Poate să fie și în Sonic sau Kidnap. Bă, nu e nimeni. Ok. Bă, dar bă, de ce m-am lăsat așa jos? Bă, dar nu am... Bă, eu n-am dat asta. Bă, nu cred. Nu ai torțe, na. Nu, nu. Nu torțe. Nu spune repede. Nu torțe, nu e vorba de torțe. În primul rând am crafting-ul după mine și n-am turnat cum n-am nimic pe aici. Dacă ajung aici jos, atât eu nu mai cred că mai pot să mai urc sus. Adică, ai văzut că am sărit... Ok. Nu e nimic pe aici, nu? Bun. Bă, Octa, stai puțin, cred că mi s-a blocat filmarea de tot. Oamenii nu mai văd nimic acum, în momentul de față. Și nu știu de cât timp nu mai văd. Bă, sper că... Ok, stai că am dat cu ăsta. Bă, uite, când apăs pe tot ecranul, nu mai merge. Okay. Nu merge. Nu merge? Gata? Nu, trebuie să-l țin așa, gen. Bă, Octa, bă, ce m-ai adus aici? Nu, mie, bă, ideea e... Bă, nu, okay, eu vreau să ies de aici, gata, nu, am ieșit. Bă, noi cum să ieși asta chestia? Rafaele, trebuie să te joci în continuare, îmi pare rău. Mă, cum adică? Cum nu adică? Intră înapoi pe harta aia. Nu cred. Rafa, nu ai voie să ieși până nu îți apare entitatea 404. Ce entitate, mă, omule? Cum adică n-ai voie să... Mă, eu vreau să ies acum. Eu vreau să... Nu ai cum. Știi ceva? Hai că mi-a la bătaie cu ăsta. Mi-a la bătaie cu el. Mă, bă, nu, frate. Bă, ok. Ia, mă, hai, ce se poate întâmpla altceva? Nu, mă bate nimeni, ok? Gata, l-am bătut, gata. Nu mă bate nimeni. Și dacă mă bate ce? Mai, dacă mă bate înseamnă că am terminat jocul și pot să ies liniștit de aici, să nu mai stau eu în partea asta, nu? Uite că e o lumină în partea asta. Ia. Tu nu o să te lase să ieși. Bă, da, o să mă lase să ieși, o să-i vezi, tu asta. Da, ideea este în felul următor. Eu nu, ți-am zis, nu mai se vede absolut nimic, frate. Gen, absolut nimic nu se mai vedea. Și mi se pare îngrijorător, adică nu merge nici filmarea. Nu înțeleg, tu cred că chiar nu-i băga virus și aici. Nu știu, o să aflăm asta puțin mai încolo. Ok, bun, hai să vedem. Bă, fraților, nu, deci chiar n-am încredere, deci nu știu dacă o să mai apară episodul ăsta dacă mi-a băgat virus sau chestii de genul. Nu cred că o să mai apară episodul, sincer vă zic, adică nu știu prin minune cum ați putea voi vedea acest episod, dar ideea e că dacă nu o să mai vedeți nimic despre mine pe YouTube, înseamnă că nu mai exist. Bine, e o glumă asta, că o să mai există realitate, sper, adică n-are nicio treabă, e doar un joc și dacă maxim să mi se strice calculatorul. Ai văzut și tu aia? Ce? Ce să văd? Rafa, ia du-te în baiomul ăla, de acolo, mai e un baiom, gen, nu, în stânga care-i dreapta. Bă, stai puțin, că îmi bate inima la modul real. Uite, ce? Baiomul ăla, du-te, da, încearcă, vezi, poate găsești ceva acolo. Ce să găsești? Mă, dar n-am cum să ajung acolo, mă, trebuie să-mi fac iar o barcă, mă, și iar trebuie... Ok, hai că încerc să fac o barcă din nou. Da, ideea e că, uite, îi lăsesc prea multe materiale, trebuie să le iau după mine, dar eu nu mi-am făcut unelte, mă, asta e chestia, că eu și eu sunt prost așa, ta. Bă. Deci, ok, perfect, am fix pentru barcă. Mă duc acolo. Deci, întrebarea mea e, găsesc ceva sau nu găsesc? Aflăm. Ok, aflăm. Ce să mai aflăm, mă, fraților, că deja pe mine mă bag în spirit. Uitați-vă la oaia. Putem să pare cu oile, schimbă culorile. Bă, aici e zăpadă. Ia să vedem. Mamă, deci s-ar putea să găsesc ceva pe aici, dar ideea e că eu nu vreau să găsesc nimic, adică trebuie doar să scap din lumea asta, pentru că ați văzut, dacă ies de aici, eu nu pot să ies, nu pot, uitați-vă, dar pe quit game aici nu merge. Incredibil așa ceva, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Ok, uitați-vă, bă, uitați-vă la mine cum se mișcă. Uitați, ok. What?
Ok, mi s-a distrus asta. Bun, ceva normal, nu? Adică nu e, nu e nimic de, de plâns, de reclamat de ceva. Nu e nimic. Dar aici ce aș mai putea să mai fac, sincer? Adică mi se pare, nu înțeleg. Nu mai pot, mă, nu mai pot. Parcă îmi vine... Și pe lângă asta se lasă și seara. Cred da, că ai văzut acolo. Da, se lasă seara. Adică ce, vrei să-mi spui că se întâmplă ceva rău dacă se lasă seara? Bă, Herobrine, Herobrine. Mă, bă, bă, bă. Era în spate, da. Nu, stai, tu chiar mă sperii la modul real, fără nicio glumă, tu chiar mă sperii, vorbesc, nu vorbesc, chiar vorbesc serios, chiar, te rog să mă crezi, chiar mă sperii, vorbesc serios, gen, adică, chiar mă sperii și nu înțeleg. Mamă, că am încercat să fac o glumiță. Bă, da, nu, bă, dacă începe, dacă se face noapte, dacă se face noapte, eu trebuie să găsesc un, bă, unde sunt oi? Dacă vezi pe oi, ok, ăla e câine, nu? Cățel. Bă, aveai oi acolo la început. Câinele ăsta nu știu dacă ar fi bine să-l iei după tine, pentru că o să-ți cauzeze numai necaz. De ce să-mi cauzeze necaz? Adică e un câine, e prietenul meu. Mai e o gură de hrănit, înțelegi? Dar de ce sunt atât de mulți câini? Bă, fix asta era problema, bă, doar dacă vrei să iei unul, caută și scheletonii, pentru că... A, dar mă, aveai deja unul acolo în peșteră, n-ai făcut rost de scheletonii? Păi asta zic și eu știu că aveam unul! Și știu că l-aveam și nu mai e. Bă, mie la un moment dat mi s-a întâmplat, hai să zic, deci la un moment dat mi s-a întâmplat în felul următor. Omoram tot felul de animale, porci, vaci și nu îmi dădeam mâncarea. Bă, ok, stai puțin, stai puțin. Ok, nu știu ce s-a auzit ceva, dar ideea asta în felul următor. Eu aici, uite-te, ăștia nu sunt zombi normal, tu l-ai văzut pe ăla? Ăla nu e zombi normal, ai văzut? Și ăsta de ce să nu fie zombi normal, Rafa? Ba, da, e super... A, uite-l, mă, da, ai, dreptate, te-a omorât. Bă, dar de ce scrie numele aici? Bă! Nu știu nicio... Rafa, dă-i respawn un pic, dă-i repede respawn pentru că... Apasă F5, să-ți vezi caracterul. Ah, nu. E perfect în regulă, credeam că rămâi tu fără cap. Ți-am zis, mi s-au întâmplat super multe chestii ciudate când m-am jucat eu pe harta asta. Oaia asta, vezi să nu fie... Bă, dar de ce e oaia aia în copac? Rafa, de ce e oaia în copac? Nu, puțin mai stânga, uite, e oaia fix... Nu, e oaie în spate. Mă, tu-ți bași, mă, lasă-mă, gata, deja îl bași cu mine. Era oaie în copac, pe bune, okay. Rafa. Lasă acolo să fie în copac, mă, ideea să-mi fie următor. Eu, gen, de ce scrie numele? Pentru că noi nu suntem în Minecraft. Și bine, nu e numele de pe Minecraft, dar îmi scrie numele meu. Bă, real, de ce îmi scrie numele? Rafa, nu am nicio idee, crede-mă. Bă, până și mie mi-e frică. Ok, cred că mă las. Omorât de acest creeper. Nu, n-am putut muri. Și nu te-am omorât. Fix acum că nu vrei să mori. Bă, mie chiar mi-e frică, la modul cel mai serios. Nu știu cât de interesant, cât de plictisitor e acest clip, dar mie... Nu cred. Și ăsta ce ar putea să-mi facă? Real vorbind, ar putea să-mi facă ceva? Nu, te uita în ochii lui, atâta tot. Și dacă mă uit în ochii lui, ce-mi face ea? Bă, o să te omoare acum, na, poftim. Lasă-mi să mă omoare, ia. Mă omoară? Da. Omoară. Și vino, Rafael, ia uite. O, Rafa, unde ești? Bă, de ce? Om ușor, nu te panica. Încearcă să ieși, calm, respiră. Bă, dar, nu știu, bă, dar e ciudat. Și mi-am pierdut toate itemele, mă, frate. Ce, Doamne, iartă-mă? Și ai văzut că nici nu pot să filmez cum trebuie. Cum filmam în mod normal, trebuie să filmez cu altceva. Și să vede urât pe filmare. Mă, ce? Mă, oameni buni. Asta cred că mi-a băgat firuș, nu? Bă, ajutați-mă. Vă rog eu să mă ajutați. Vă rog să mă ajutați, oameni buni. Pe bune, ajutați-mă. Bă, cine ești tu? Da, foarte amuzant, să crede amuzant băiatul ăsta, după ce că mi-a băgat virus și calculator, eu încerc să facă glume acum, ca și cum să-l iert, să nu știu ce, ok. Octa? Bă? Octa? Octa? Bă, Octa! Am nevoie de ajutor. De ce? Virusel! Ok, uite-te cum arată construcția aia, uite cum arată, și uite-te câte animale, Doamne iartă-mă, sunt pe lângă, bă, nu cred, bă, nu, lăsați-mă, bă, eu ce, am încercat să te avertizez. Bă, dar e parcă Herobrine când stă asta în față, uitați-vă la ochii mei, cum se vede. Aoleu, bă, chiar nu te sperii, Rafa, am încercat să fac din nou o glumă și chiar nu te sperii. La ce să mă sperii dacă nu știi să faci acting bun? Mă, lasă-mă că mă sperii pe pune aici în joc, gen, că nu înțeleg ce se poate întâmpla în joc. Bă, vezi că te întrerupi, Octa? Bă, nu, ha, mă, frate, nu, cred că mi-a băgat virus de tot, adică l-au și întrerupt acum. Octa? S-a făcut zi instant, nici măcar n-a trecut ciclul duratei zilei, cum ar veni. Bă! S-a întâmplat.
Bă, ok. E ciudată zona asta. Uitați-vă la vaca aia. E o vacă care sunt două, de fapt. Da. Uite zombiul ăla care ia foc acolo, spate. Da, e logic dacă s-a făcut zi să ia foc un zombie. Da, dar parcă era puțin ciudat, gen. Oare dacă își mânca această carne? Ce se poate întâmpla? Ia să vedem. Se întâmplă ce... Da, nu se... Deci chiar nu se întâmplă nimic. Adică, bă, e mai safe. Eu vezi, ai primit efectul de nu, de hunger? Nu, e mult mai safe. Asta voiam să-mi spun. E mult mai safe. Mănâncă și pe cealaltă, vezi. Bă, nu mai pot să mai merg în față. Apă, da. Bă, da. Ia. Măci. Și nu mai poți. Bă, ai devenit o fantomă, cred. Asta nu pot să mai mănânc acum. Nu poți să mănânci? Nu, și... da, pentru că nu-ți... Da, da, păi deși... nu mai ai nevoie de mâncare. Deja mi se pare că se mișcă în lag. De ce se vede așa? Nu știu, pentru că... De fapt, chiar nu știu. Chiar nu știu de ce se vede așa. Ideea... Ok, hai să intrăm în junglă. Știi ceva? Cred că asta o să fie ultimul loc în care vom intra, pentru că... Nu, da, ideea e că... Nu, ok, nu, o să vedem ceva. Știu că mai devreme parcă nu puteam să ies de aici. E un morcov acolo, e un pumpkin acolo, de fapt. Și de ce e doar unul? Și de la dare față, gen. Băi, pumpkin dare față. Pumpkinul parcă n-avea față, nu? Dacă era gen pumpkin. Nu? Bă, nu avea. Numai de Halloween. Să mă duc la el? Bă, eu zic să stai cu minte mai bine. Bă, să mă duc la el? Real vorbind. Rafa, eu zic să stai aici. Ok, oameni buni, mă duc la el sau nu? Scriți acolo în comentarii, vă rog, dați like neapărat, ca să mă duc, ok. Bă, pumpkinul ăsta nu e pus degeaba aici cu fața asta, nu? Adică, hai să vedem. Ok, deci sunt doi. Și ăsta, fiți atenți, cred că s-ar putea să nu aibă. Hai să-l scot pe ăsta aici din față și vedeți nu, că ăsta... Nu, ăsta nu are. Ba da, are și ăsta. Ba da, dacă îmi pun ăsta pe față, pot? În cap? Deci, ba, nu cred. Ia. Nu, e exact la fel. Nu e nimic, ok, bun. Nu e nimic schimbat. Ok, ar fi bine să merg așa sau îl dau? Nu, dă-ți-l jos, ce mai bine. Da, cred că mai bine. Nu înțeleg de ce îi merge cu ăla pe cap. Da, adică cred că mai rău mi-aș face, sincer, așa. Sau poate aș încerca să-l sperii pe cel care mă caută sau ceva, adică, bă, gen... Adică pe Herobrine? Bă, nu înțeleg de ce îmi scria numele. Când mă omora un mob, mi-am scria numele. Și eu nu sunt pe Minecraft, normal, adică tu mi-ai dat un fișier și... Bă, eu cum am intrat în Minecraft dacă ăsta nu e Minecraft? Poate în jungla asta vezi, bă, și numai... Bă, nu mai se bată, dar încearcă să te calmezi și tu. Ok, gata, hai că mă calmezi, dar ce trame iartă, sunt aici singur, nici măcar nu sunt cu tine. Adică cu tine doar pe vorbă și mi se merge, mișcă și în lag și nu înțeleg ce ai vrut să încerci să-mi faci aici. Nici măcar nu e Halloween-ul, măcar să fie o glumă asta. Bă, da, din câte văd nu prea găsești mare lucru pe aici, adică uite ce da, efectiv doar... Un măr și mă omoară ăștia, nu. Mamă, te omoară, fugi! Nu, hai mă, fraților, bă, ce se întâmplă aici, mă? Nu, deci eu mai stau 2 minute, deci 2 minute mai stau și dacă nu găsesc nimic interesant, bine, nici nu vreau să că... Hai că, bă, tot ce vreau să fac e să ies, ok? Bă, what? Ce e aia? Bă! De ce? Bă, aia... nu, sper, cred că nu era îndat, nu? Bă! Ierburi zburătoare! Bă, nu! Să sunt cartuși! Bă! Dar ce e asta aici? Rafa, tu crezi că nu ești normal în secunda asta? Nu ai văzut ce s-a întâmplat adineori? Tu încă te întrebi de cactusii ăștia? Bă, fratele meu! Și... Da, okay, da... Nu să... Vrei să spun ceva real? Adevărat? Ceva real, ceva adevărat. Ce anume? Mie chiar mi-a dat lacrimile. Acum... Și te-a omorât. Ți-a dat bucat. Bă, nu te mai aud. Bă! Rafa? Ce? Bă, nu mai. Nu, gata, ăsta e final, nu, hai că ies, gata. Bă, dar nu pot să ies! Octa? Octa? Poți să... Bă, ce e? Fraților, cred că am rămas captiv aici pe viață. Dacă poți să vedeți din întâmplare videoclipul ăsta, înseamnă că e totul bine. Altfel nu știu cum să-mi explic. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.